Bună ziua din nou! Numele meu este Nicoleta Leontescu, sunt kinetoterapeut în cadrul secției ortopedie-traumatologie a Spitalului Militar Central. Așa cum v-am promis, astăzi vă voi prezenta protocolul de recuperare post-ligamentoplastie. Majoritatea traumatismelor de genunchi care produc ruperea ligamentului încrucișat anterior sunt de natură sportivă, atât la nivel de performanță cât și recreațional. Mecanismul cel mai frecvent este non-contact, în 70% din cazuri, cu genunchii în hiperestensie și mișcări de pivotare bruscă. Sporturile care predispun la ruperea ligamentului încrucișat anterior sunt schi, tenis, fotbal, basket, dar și sporturile de contact. Pacienții sunt îndeosebi pacienți tineri, sportivi, persoane active, dar și persoane sedentare care prezintă o instabilitate cronică. Recuperarea după ligamentoplastie începe imediat după operație și se întinde pe o perioadă de 6-9 luni. Protocolul de recuperare post-ligamentoplastie cuprinde mai multe faze, etape și începe din prima zi postoperator cu mișcări pasivo-active la nivelul articulației gleznei, genunchiului, mișcări ușoare în pat, dar și mișcări pasive executate cu ajutorul artromotului. Mobilizarea la marginea patului și verticalizarea pacientului continuă programul de recuperare. Sprijinul pe membru inferior operat se reia progresiv cu ajutorul cârjelor, iar deplasarea se realizează cu ajutorul acestora până la aproximativ 8 săptămâni postoperator, moment în care se poate renunța la cârje doar dacă, în timpul mersului, genunchiul este stabil, realizându-se zăvorârea acestuia, respectiv blocarea genunchiului în extensie. În primele faze ale protocolului de recuperare se urmărește controlul inflamației și totodată recâștigarea mobilității articulare, dar și tonifierea musculaturii. În următoarele etape ale recuperării, exercițiile cresc în intensitate, viteză, forță, iar după 6 luni postoperator se pot începe exercițiile specifice sportului practicat în cazul sportivilor de performanță. Un lucru extrem de important în cadrul programului de kinetoterapie post-ligamentoplastie este flexia articulației genunchiului. Până la 3 luni postoperator, nu avem voie să facem flexia pasivă a acestei articulații. În timpul perioadei de recuperare, mulți pun accent pe dezvoltarea mușchiului quadriceps și uită că principala grupă este reprezentată de grupa mușchilor ischiogambieri care protejează grefa. Astfel, se poate produce un dezechilibru muscular, respectiv genunchi în hiperestensie, deoarece mușchiul quadriceps este hipertensionat. Kinetoterapia intensă este cheia succesului după orice ligamentoplastie, indiferent de vârstă, nivel de activitate sau tehnica folosită. Recuperarea funcțională este cheia intervenției, aspectul motivațional al pacientului fiind foarte important. Recomandarea mea este ca pacientul să aibă răbdare în timpul programului de kinetoterapie. Vă mulțumesc!